Exodul 19 de la 2 la 3 După ce au pornit de la Refidim, au ajuns în pustiul Sinai și au tăbărât în pustiu și acolo Israel a tăbărât în fața muntelui. Moșe s-a urcat la Elohim și Yahua l-a chemat de pe munte. A doua zi, adică 16, Iahua îl cheamă pe Moșe de pe munte. Exodul 19 de la 10 la 11, Iahua i-a mai zis lui Moșe, du-te la popor și sfințește-l astăzi, adică 16, și mâine, 17, și să-și spele hainele și să fie gata pentru ziua a treia, adică 18. Căci în ziua a treia, se va cupărâ pe muntele Sinai în văzul întregului popor. A treia zi de la ce? Ziua a treia ar putea însemna ziua în care Elohim a vorbit prima dată lui Moșe, dar este mai probabil că semnifica a treia zi a săptămânii care poate echivala cu ziua a 18 când Elohim le-a spus copiilor lui Israel cele zece porunci. A doua zi, 19, Moșei a urcat din nou pe munte timp de 40 de zile și 40 de nopți, după care a primit cele două table codificate ale legii. Acest lucru poate fi contrar a ceea ce am înțeles în mod tradițional, dar vom vedea dacă alte scripturi sau alte versete vor confirma această înțelegere. Porunca este de a număra 7 șabate complete cuprinse care cuprinde șapte seturi de șase zile lucrătoare urmate de a șaptea zi de șabat. Începând cu a doua zi de mâine, după cel de-al șaptelea șabat complet, ar declanșa începerea numărării celor 50 de zile. 10 zile de la 9 Sivan ne duc la 18 ziua în care Israel a fost logodit cu Iahua și a primit verbal cele 10 porunci. Pe 19 moșe a urcat pe muntele Sinai, timp de 40 de zile și nopți. Când Moșe coboară de pe munte cu chetuba, adică tablele de piatră, contractul de căsătorie, este a 50 -a zi după numărarea a șapte săptămâni complete. Imediat după cinzecime vine sărbătoarea lunii sacre, lucrările lui Filo, legile speciale 2, festivalul al 8 pagina 586. Nu ar exista o lună nouă, nici pe aproape de datarea tradițională a 50.000 la începutul lunii a treia, dar ar exista o perioadă de celebrare a lunii noi începând cu data de 30 a lunii a patra, a doua zi după data de 29. Semnificația cuvântului ebraic hax, sărbătoare. Cuvântul ebraic, acest cuvânt Hag, sărbătoarea numărul 2282, este folosit de 62 de ori în scriptură. De fiecare dată, fără excepție, este folosit pentru a descrie una dintre cele trei sărbători de pelerinaj, azimele, sărbătoarea 50.000 și corturile. Conform unei numărători de 50 de zile, începând cu data de 9 Sivan după 7 șabate complete, a fost în ziua 49 când Aron a modelat vițelul de aur și a proclamat Mâine, ziua 50, va fi o sărbătoare, 2282 Hag, pentru Yahua. Hag este un termen folosit exclusiv pentru cele trei sărbători de pelerinaj ale lui Yahua, dintre care șavot sau 50 mai este sărbătoarea de mijloc. Nu găsim niciodată termenul hag fiind folosit atunci când Elohim a rostit verbal cele 10 porunci în luna a treia. Este de neconceput ca așa votul sau cinzecimea să aibă loc conform calendarului tradițional, fără ca acesta să fie identificat în mod specific ca atare prin cuvântul hag. Cum ar putea avea loc cinzecimea fără cuvântul ebraic? Acest cuvânt hag, sărbătoare 2282 este folosit de 62 de ori în scriptură, de fiecare dată fără excepție este folosit pentru a descrie una dintre cele trei sărbători de pelerinaj, azimele, cinzecimea și tabernacolele sau corturile. Exodul 23 cu 17, Deuteronom 16 cu 16 fiind identificate în același mod în care celelalte două sărbători majore sunt întotdeauna identificate în întreaga scriptură. În calitate de mare preot era de de datoria lui Aron să proclame o hag sau o sărbătoare, ceea ce el făcea în luna a patra vara, nu în luna a treia primăvara. Comportamentul lidoratul care a avut loc în acel hag nu a anulat și nici nu anulează faptul că acesta este data scripturală a cinzecimii. Idolatria vițelului de aur, exodul 32 cu 5, 19 și 28. Când l-a văzut Aron, a zitit un altar înaintea ei. Aron a făcut o proclamație și a zis, mâine este o sărbătoare, hag. Pentru Yahua. De îndată ce s-a apropiat de tabără, a văzut vițelul și dansul. Așa că mânia lui Moșe s-a aprins, a aruncat tablele de mâinile sale și le-a rupt la poalele muntelui. Astfel, fiii lui Levi au făcut după cuvântul lui Moșe și au căzut în ziua aceea vreo 3000 de oameni din popor. La șavot au murit 3000 dintre fiii lui Israel. Uh în Exodul 32 cu 28, din cauza idolatriei, dar la șavot, în fapte 2, 3000 au fost salvați datorită ascultării. Datarea tradițională a cinzecimii din Exod nu poate lega niciodată aceste două evenimente obligatoriu legate între ele în aceeași zi. Dacă cinzecimea a avut loc în momentul în care cele 10 porunci au fost date pe cale orală, atunci această corelație evidentă se destramă. Dar dacă 50 a avut loc după numărarea șapte săptămâni urmată de numărarea 50 de zile, corelația de tip uh, și umbră dintre 3000 de morți versus 3000 de salvați se potrivește perfect. Este rezonabil să respingem toate aceste lucruri de, uh, ca fiind simple coincidențe? Chetuba lui Israel. În ebraică, Chetuba înseamnă scris. Wikipedia ne spune că un Chetuba este o parte integrantă a unei nunți evrești tradiționale. Înainte de luarea propriu-zisă a miresei Nisuin, mirele trebuia să pregătească și să prezinte un contract de căsătorie completat numit Chetuba, adică document, soției sale, căsătoria în Israelul Antic de Blaine Robinson. În lumea seculară a afacerilor, dreptul contractual cere un contract scris pentru a fi înmânat, pentru a deveni eficient și valabil și din motive evidente. În mod similar, în antichitate, obiceiurile religioase evreiești vechi, un chetuba, un contract de căsătorie, pare să fi fost foarte important, dacă nu chiar obligatoriu. Da, Logodna a avut loc la darea legii orale, însă legea orală nu constituie un chetuba. Chetuba, poruncele scrise, este ceea ce face ca Logodna să fie oficială. Acesta este motivul pentru care tablele au fost incluse în chivot ca martor etern. În acest fel nu va exista niciodată un temei pentru ca cineva să contrazică ceea ce s-a convenit. Faptul că soțul nu putea trăi cu soția sa fără un chetuba reflectă de asemenea semnificația juridică a acestui document. Dacă acesta este pierdut sau rupt, soțul este obligat să obțină altul pentru soția sa. Acesta este motivul pentru care Moshe a trebuit să se întoarcă pe munte timp de 40 de zile pentru ca Iahua să rescrie Chetuba pe tăblițele pe care Moșe le-a spart. Şavot este data predării Chetuba scris către Israel Mireasa, după predarea orală a acestuia. Mulți susțin că fără Chetuba scris, legalitatea precum și termenii logodnei ar putea fi puși sub semnul întrebării. Este șavuot o uh, recoltă în luna a treia sau în luna a patra? Cum dezvăluie cea de-a zecea plagă, grindina, informații importante cu privire la momentul recoltării grâului? Exodul 9 cu 25, 31 la 32 grindina, a șaptea plagă din luna Nisan, a lovit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp. Oameni și animale și grindina a lovit toate ierburile câmpului și a sfărmat toți copacii câmpului. Inul și orzul au fost lovite pentru că orzul era în căpățână și inul era în muguri. Dar grâul și spelta nu au fost lovite pentru că sunt culturi târzii, adică încă în pământ. De ce grâul nu a fost afectat de grindiră? Motivul a fost pentru că abia fusese plantat înainte de pesah și sămânța abia începuse să germineze încă nu crescuse sau nu răsărise. Este nevoie de patru luni pentru a se coace. Grâul de vară era întotdeauna plantat în prima lună, în Nisan, chiar înainte de Pesah, așa cum era corect înainte de exodul din Egipt. Este nevoie de aproximativ 4 luni pentru ca grâul să se coacă. Este imposibil din punct de vedere agricol ca grâul să se coacă în 50-60 de zile, adică grâul plantat la începutul primăverii nu este copt pentru recoltare până la sfârșitul primăverii. Grâul de vară se coace în 110-120 de zile. Departamentul de Agricultură, precum și în numeroase alte surse, confirmă faptul că grâul de vară are nevoie de 110-120 de zile pentru a se coace. Nu cumva acest lucru prin el însuși pune sub semnul întrebării numărătoarea tradițională de 50 de zile până la 50, -me. deci următorul site web vorbește despre grâul de primăvară american, timpul de maturitate de 4 luni de la plantare până la recoltare, nu ar fi cu mult diferit în Israel. Grâul de primăvară, un alt grâu popular în alimentația americană și care uh, crește pe câmpurile americane, este grâul de primăvară, are cărui mugur verzi arată minunat, spațiat în cerchini printre florile de la sfârșitul primăverii și începutul verii. Grâul de primăvară este plantat de obicei între martie și mai și trebuie recoltat sau pur și simplu dezgropat între iulie și septembrie. Asta înseamnă un timp de maturitate considerabil mai scurt decât cel al grâului de iarnă, de aproximativ 4 luni. Când asociem cele patru luni de care are nevoie grâul de primăvară pentru a ajunge la maturitate cu faptul că Israelul Antic a plantat, de fapt, grâu de primăvară conform exodului 9 cu 25, 31 la 32, ajungem la concluzia rezonabilă că Israelul Antic avea recolte de grâu de vară. Metafora lui Yahushua despre o recoltă de grâu de vară de patru luni. Ioan 2 cu 13, pesahul iudeilor era aproape și Iahușua s-a suit la Ierusalim. Ioan 4 cu 3, el a părăsit iudeia după pesah și s-a dus din nou în Galileea. Ioan 4 cu 33 la 34, ucenicii din Samaria își spuneau unii altora, nimeni nu le-a adus nimic de mâncare, nu-i așa? Iahușua le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Eu am 4 cu 35. Aveți o vorbă, mai sunt uh, patru luni până la săceriș, dar eu vă spun, deschideți ochii și uitați-vă la câmpurile gata de săceriș acum. Traducerea Fenton al lui Ioan am 4 cu 35 spune, nu ziceți voi săcerișul vine odată cu luna a patra, vedeți, priviți în sus, vă spun și cercetați câmpurile că cele sunt deja albe pentru săceriș. Iahușua vorbea, folosea metafora săcerișului grâului de vară în patru luni ca o tranziție pentru a arăta importanța săcerișului final al sufletelor, dintre care multe sunt deja coapte pentru recoltare. Dacă ar fi fost vorba de o recoltă în a treia lună pe care o folosea ca metaforă, ar fi spus trei luni până la Săceriș, nu patru luni până la Săceriș. Așa cum Iehoșua a făcut o paralelă imediat după Pesac, prima lună, între marea recoltă de grudi de patru luni în vara și mântuirea sufletelor, tot așa îl găsim pe Ieremia, făcând legătura între mântuire și o recoltă de vară mai jos. Ieremia deplângea în mod evident faptul că căldura verii, adică metafora căldurii necazurilor prin care intrăm în împărăție, fapte 14 cu 22, este momentul optim pentru recoltarea grâului corp, dar acesta s-a încheiat și unii rămân nemântuiți. Ieremia 8 cu 20 Secerișul a trecut, vara s-a sfârșit și noi nu suntem mântuiți. Natura, precum și scriptura, confirmă o recoltare de grâu de vară. Daniel 2 cu 35 Atunci fierul, lutul, arama, brozul, argintul și aurul au fost drobite în același timp și s-au făcut ca paile din arie de vară și vântul le-a luat și nu s-a mai găsit nicio urmă din ele. Paile provin de la grâu și potrivit lui Daniel, grâul se trăieră vara. Daniel ar fi putut cu ușurință să scrie despre trăierile de primăvară în loc de trăierile de vară, dar în mod evident nu a fost determinat să facă acest lucru. Samson dă foc la culturile de grâu în timpul verii. Scriul Josephus arată că grâul este o cultură de vară. Capitolul 8 despre tăria de caracter a lui Samson și despre nenorocirile pe care le-a adus asupra uh, filistenilor. La acest tratament injurios, Samson a fost atât de provocat încât s-a hotărât să-i pedepsească pe toți filistenii, la fel ca și pe ea. Așa că, fiind atunci vremea verii și roadele țării fiind aproape destul de coapte, pentru a fi secerate, a prins 300 de vulpi și, legând toți aprinse la cozile lor, le-a trimis în câmpurile de grâu ale filistenilor, prin care au pierit roadele câmpurilor. Josephus afirmă că secerișul de grâu a avut loc în vara în care Samson a dat foc lanurilor de grâu ale filistenilor. Judecător 15 cu 1 și 5, dar după o vreme în vremea săcerișului grâului, Samson a vizitat-o pe soția sa cu un țap și a zis mă voi duce la soția mea în camera ei, dar tatăl ei nu l-a lăsat să intre. După ce a dat foc la uh, toți, a dat drumul vulpilor în grâul uh, pe picior al filistenilor, arzând astfel atât șocurile cât și grâul pe picior, împreună cu viile, strugurii și livezile, smochinele și sau măslinii. Grâul se coace vara împreună cu strugurii, smochinele și măslinele. Grâul nu este gata de recoltare în a treia lună. Nici strugurii, smochinele sau măslinele nu sunt gata. O viziune a fructelor de vară. Amos 8 de la 1 la 6. Așa mi-a arătat Yahua Elohim. Iată un coș cu fructe de vară. Și el a zis Amos ce vezi? Și eu am răspuns un coș cu fructe de vară. Atunci, Iahua mi-a zis, am făcut-o, sfârșitul a venit peste poporul meu Israel, nu voi mai uh, trece pe lângă el. Și cântecele Templului vor fi uh, jale în ziua aceea, zice Iahua Elohim. Multe cadavre peste tot vor fi aruncate afară în tăcere. Ce a menționat în mod special această viziune a culturilor de vară? spunând când va trece luna nouă ca să putem vinde grâne și de șabat ca să putem vinde grâu, să facem efă mică, efa și siclul mare, să falsificăm cântarul prin înșelăciune ca să cumpărăm uh, pe săraci, pe argint și pe nevoiași, pe o pereche de sandale, chiar să vindem grâul stricat. Faptul că grâul este menționat în mod special în această viziune a fructelor de vară face o legătură evidentă cu anotimpul. Ce au în comun strugurii, măslinele, smochinele și grâul? Număr 18 cu 12. Tot ce este mai bun din unde lemnul proaspăt, măslinele și tot ce este mai bun din vinul proaspăt, strugurii și din grâu cele din tâi roade ale celor pe care le dau lui Iahua, vi le dau vouă. Uleiul, vinul, strugurii și grâul sunt adesea menționate împreună în numeroase scrieri. De ce? Toate acestea se cog de la mijlocul până la sfârșitul verii. Apoi tot Iuda a adus, Nemia 13 cu 12, atunci tot Iuda a adus zecioala grâului, a vinului nou și a unde lemnului în magazie. Atunci tot Iuda a adus înseamnă că recoltele au fost aduse la depozit aproximativ în același anotimp. Acest lucru ar fi puțin probabil dacă grâul ar fi fost recoltat în luna a treia, în timp ce strugurii și măslinele nu erau gata să fie recoltate decât mai târziu în timpul verii.